Cine rezonează, da? Ok. Prima dragoste, ți-aduce aminte? Divine feminin sau divine masculin, prima dragoste. Putere, da? Și nu s-a mai repetat. De fiecare dată căutai în cineva, undeva, prima dragoste. Puterea primei dragoste. Și nașterea copilului. Jumătatea cealaltă e de pe Dragonic Land. E dragon. Și tu când devii, să zicem, se întâmplă ce se întâmplă și ai devenit văduvă, de fapt s-a rupt legătura, n-a mai avut nevoie relația între tine și dragon sau între tine și dragonoică să se întâmple mai departe, da? S-a născut copilul și s-a rupt legătura. Ca și cum un fel de a murit, da? Ori tata copilului e bine mersi, dragon, în toată puterea și forța. Nu mai urlă la lume. Okay. Asta vroia să înțelegi. Cine are nevoie să înțeleagă. Asta vroia. De-aia se ferea ca un câine. Ok. Și un fel de dragoste așa de puternică, cu cine rezonează pe pământ, el sau ea caută ceea ce a fost și nu mai găsește și în Dragonic Land nebunește dragonul sau dragonoica care a zămâslit copilul cu human being, să zicem, da? 3D, 4D dragonul, 3D om. Și de-abia acum ți e permis luxul să fiți împreună, dar aveți de trecut prin ce de trecut și de curățat și de așa, de înțeles niște lucruri, ele se înțeleg așa și așa. Dacă aici nu e deschis, degeaba înțelege aici, da? E cumva împreună la un moment dat, ai înțeles, e aha moment. Aha moment de smis la problemele. Și copilul e așteptat în 4D, da? Și copilul rămâne cu, am înțeles, în 4D cu dragonul sau dragonoica, mama sau tata. Așa se alege, nu în 3D cum era dat peste cap legea, că rămâne copilul doar cu mama sau cu cel care are nu știu ce, nu. Pe pământul pod, copilul rămâne cu dragonul. Dragonoica. Mă rog, dacă sunt amândoi dragoni, nu se pune problema acolo. Dar problema e între 3D și 4D. Da.